Autoritățile continuă să ofere susținere moldovenilor reveniți din străinătate și care își deschid sau își dezvoltă afacerile în Moldova. Primii 53 de beneficiari din acest an ai programului PARE 1 plus 1 au primit finanțare nerambursabilă din partea statului în sumă de aproximativ 13 milioane de lei. 33 de antreprenori au solicitat bani pentru a-și dezvolta afacerile începute acum câțiva ani, iar alți 20 pentru a-și pune pe roate un business. Printre primii beneficiari este și Gheorghe Haruța din raionul Basarabeasca. Tânărul a înființat o fermă de creștere a struților acum aproximativ 3 ani. Păsările, în special masculii, sunt sacrificate. Ulterior, carnea este comercializată în unele restaurante din țară. Gheorghe vrea să-și extindă afacerea. Femelele din fermă au ajuns la maturitate și au început să facă ouă. În aceste condiții, el a apelat la sprijinul oferit de stat pentru a cumpăra incubatoare. La o vârstă de 2 ani de zile, în acest an așteptăm oatul. Da. După asta, incubarea ouăilor și, desigur, creșterea puiilor mai departe. Vrem să importăm incubatoare și ecluzoare din România. O să avem o crescătorie în afara satului, care vom crește struții până la vârsta de un an. După asta vor fi sacrificați și livrați prin restaurante. Iar Veceslav Midoni din satul Costești, raionul Ialoveni, a revenit acasă după 30 de ani, perioada în care s-a aflat în Federația Rusă. Bărbatul îl ajută pe fiul său, plecat și el la muncă în Marea Britanie, să-și deschidă o afacere în localitatea de Baștină și să revină în țară. Și cum satul Costești este renumit prin podgorile sale, familia Midoni vrea să continue tradiția consătenilor. Afacerea noastră nu e atât de mare, e în jur la 2 hectare de pământ, dar vrem să ne mai dezvoltăm pe viitor. Asta e prima încercare a fiului, că asta e afacerea lui. Noi acum creștem soia de poamă Moldova, dar vrem ceva și mai timpuriu. Este codreancă, este soi nou ca Krasnodar. O să vină, dar eu îl susțin, mi-am luat angajamentul ca să-l ajut cu toate forțele care le pot eu. Ce sumă? Nu știu. Vrem să cumpărăm un tocător pentru fermințarea ripcii și mașina de cărnit în atâta masă verzi. Și Ivana Parpolova din satul Antonești, raionul Cantemir, care are un fiu peste hotare, a obținut prin intermediul proiectului aproximativ 200.000 de lei. Avem viță de vie, 4 hectare. Nu este ea 4-lea an. Și ne-am gândit că să apelăm la 1 plus 1, că se poate de dezvoltat, că de acum, de alța ani, de acum, să putem să mai cumpărăm pământ și să mai punem, da, fără tehnică nu se poate nimic de făcut. Să luăm tractor, să luăm cultivator și să luăm și stropitor. Dar mai bine aici, știți, când ești acasă. Că, da, lângă părinți, lângă copii. Potrivit directorului Organizației de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, programul are cel mai mare impact în sate, acolo unde au fost inițiate 80% din afaceri. Acest program se bucură de un interes sporit din partea migranților și rudelor de gradul 1. Migranții noștri se întorc în localitățile unde trăiesc, de Baștină. În localități apar servicii necesare și populației, cum ar fi și spălătorii, autospălătorii de covoare, apar întreprinderi inovative, cum ar fi ecoproduse, se fac cașcavaluri, se apar ferme, pensiuni. Programul PARE 1 plus 1 a fost inițiat în 2010 și este susținut parțial și de Uniunea Europeană. De atunci, migranții au investit peste 1 miliard de lei în economia țării noastre.